În ultimele zile, în județul Hunedoara a crescut numărul persoanelor care se vaccinează anticovid, procentul celor imunizați fiind de circa 35% din populația cu vârsta de peste 12 ani. Acest lucru s-a observat la centrul drive-thru din Deva, unde joi, 14 octombrie, s-au vaccinat peste 220 de persoane, cam de 5 ori mai mult față de ultimele zile. Am avut 30-40 pe zi. De când au început să crească numărul de cazuri pe țară, am început și noi să vaccinăm. Se vaccinează fiind mai mulți, am avut ieri 224, știi? Ce am observat este că sunt mulți veniți la doza întâi de Pfizer și mulți, am avut cel puțin 90 la doza la Johnson, deci vaccinare completă, plus și de doza 3 care vin, ăștia sunt cei mai relaxați, cu ăștia stai de vorbă frumos, vin să-și întărească imunitatea, știi? Doctorul Ștefan Repede, unul dintre cei mai apreciați medici epidemiologi din vestul țării, recomandă vaccinarea. Într-o declarație exclusivă pentru 1TV Deva, doctorul Ștefan Repede a spus că dacă populația nu se vaccinează, se va obține o imunizare colectivă, dar aceasta va fi însoțită de un număr mare și nedorit de decese. Sperăm că lumea vede la televizor ce se întâmplă, chiar dacă n-au încredere, sunt aproape 2000 de cazuri la terapie intensivă, mulți tineret acolo, trebuie neapărat să ne vaccinăm. Asta e și recomandarea mea și neapărat să ne vaccinăm și să participăm cu toții la imunitatea colectivă. Noi vom obține imunitatea colectivă, dar prin îmbolnăvire, ceea ce va fi însoțită de multe decese care n-ar trebui să se întâmple. Medicul epidemiolog Ștefan Repede face un apel și la părinți pentru a-și imuniza copiii, pentru că prin administrarea vaccinului aceștia vor fi protejați nu doar de una, ci de trei boli. Să știți că sunt mulți părinți responsabili care și-au adus copiii la vaccinare, deci sunt care au venit. Au protecție de două doze deja, știi, de când au început vaccinarea lor. Și mi se pare că ar trebui să se gândească părinții că ar trebui copiii să meargă la școală, știi? Acum, dacă avem un cod roșu prin orașe, există un sistem de activitate, adică online sau doar online, mix și online, știi? Și atunci ar trebui părinții să-și vaccineze copiii. În loc să facă trei boli cât înseamnă COVID-ul, să facă doar o singură boală, să fie protejați de acest vaccin. Rata de infectare cu COVID-19 în județul Hunedoara este una mare, de circa 6 la 1000 de locuitori. Din cauza acestei incidențe ridicate, în mai multe localități din județ s-au introdus restricții de circulație pe timpul nopții, iar pentru comuna Zaam, întrucât rata îmbolnăvirilor nu a scăzut suficient, s-a decis prelungirea carantinării cu încă 7 zile.